știu numai acum, de când am aflat că... În februarie a făcut un proces verbal și în procesul și ala verbal. Când pe noi, din ne-a scos pe noi și... Deci în februarie anul ăsta abia. Da, abia cu recent ați constatat Cibre că e împotriva înțelegerilor inițiale. Da. Nu e doar preot, dar e uzurpator de asociație, da, și de imobil. Da. Și de cât timp dar el vinde imobile? În ce an... Iată contractul de vânzare, cumpărare. Dar nu știați până acum că e... Nu, eu n-am știut, nimeni nu știu. Și când ați aflat, v-ați adresat organelor și... Da, la lui procur oficial, procură, scrisoare oficială de la notar. Doamne ferește, domnul Cibric, să vindeți, să stricați, să scoateți măcar o hârtie. Absolut totul. Da, ia ca dumneavoastră, vedeți. Și asta e hârtie. Notat... Și organele ce zic? Că v-ați plâns, înțeleg, la Procuratura Anticorupție, la Procuratura Generală? Știu că pe loc. Procuratura Generală nici nu a vrut, nici nu a luat, dar Procuratura Anticorupție a luat și stă, și ei, adică, lucrează cu documente. Deci de câteva luni știu de cazul ăsta, dar nu investighează. Da, și ziceți că aproape jumătate din patrimoniu e vândut. Da, e vândut. Este contractul de vânzare, la medici ăștia s-au vândut, dar continuă, cred că și mai departe, eu nu știu, să duc și dar de unde ați estimat că e jumătate vândut? Contract, acolo își scrie, chiar restul medicilor le da. Da, 49%. Da, și restul ce rămâne? Casa asta mare de la drum care e biserica. Da. Da, și drept să vin și aici nu ți aparține. Pe mine alta ca creștină, simplă creștină, nu sunt mare, cum spune... în domeniu, dar așa, un mirean simplu de tot, când spune respectați cele 10 porunci, dar una dintre însele este să nu pretinzi la cei ce nu ți aparține. Cum noi putem să mergem pe calea dreaptă, când însuși un preot care stă în fruntea unei biserici comit și ieși nu e lui, chiar cu adevărat, vă s-o dat la Dobrușa, vă s-o dat la Sculeanca, vă s-o dat la ieșirea din oraș. Pur și simplu, cum ți s-o dat cheile, cheamă-ne și dă cheile înapoi și continuați fetelor, mai departe ori... Deci asta sperați, să vină să vă dea înapoi conducerea asociației și proprietatea aceea din columna 76. Să activăm. Dar ce plan aveți? Ce să activați? Tot biserica acolo sau să numească acum deja... Biserica întotdeauna acolo, Sfânta Parascheva, numai troana, da. Și să aveți grijă de copii, da? Da, și eu, bărtați-mă, stratăm copiii, să-i trimit după hotare, cum a fost până acum, ia, să învețe limbi străine, să primească medicină în diferite domenii. Deci, de la două zile s-au născut și ceva sunt delegări, să putem să trimitem copilași prin țări străine. Deci, dacă nu avem sediu, mă iertați-mă. Deocamdată nu aveți nici asociația, nu aveți ștampila asociației, nu aveți nimic, și numai sediu. Pentru ce să faceți sediu dacă nu aveți asociație? Sau aveți altă asociație, aveți vreo fundație acum. Ascultați, eu mâine mă duc și registrez asociația. Da, trei oameni poate să înregistreze asociație, nu-i problemă. Fix așa cum aceasta trei am registrat-o eu, eram eu, mama și soțul. Exact. Fix așa și pe urmă deja am pus fondatori, am chemat asta, ia deci împreună. Eu și-a mâine pot să fac, dar unde să activez, unde să vină aceia, unde, că fără, deci, și pe urmă mă iertați. Eu acolo am introdus totul și nu pentru mine, într-adevăr, pentru copiii din Republica Moldova, într-adevăr. Din